Sper că vom avea o zi frumoasă. Dimineața la micul dejun, Maria spune că are o emoție pe dinăuntru și simte ca și cum ceva se va întâmpla și speră să fie de bine. Spunea că nu îi place sentimentul, că nu o încurajează, dar spera să fie de bine și sincer și eu sper să fie de bine. Și toată acea emoție să fie de fapt altceva. Ea simțea că gen s-ar întâmpla ceva, la modul ăsta vedea emoția. Nu știm ce va fi, să dea Dumnezeu să fie o zi frumoasă, să fie o zi relaxantă. Știu că vor fi astăzi în live discuțiile de ieri cu anemona de după capricii, pentru că le-am auzind discutând foarte aprins. De la ei cam atât, nu văd altceva mai negativ. Au fost și task-ul, adică nu văd ce ar putea să fie negativ. Vom vedea cum ne va fi și ziua de astăzi. Având în vedere că este joi, mai avem decât o singură zi de petrecut în formatul acesta, sincer îmi pare rău pentru că i-am văzut foarte frumos.